Bună seara, bine ne-am regăsit la dilemele zilei. Ne întoarcem spre minerit și energie în această ultimă zi a săptămânii în care rulează emisiunea noastră. De ce? Pentru că am început săptămâna cu subiecte din minerit și energie. Ați văzut la începutul acestei săptămâni, Miron Cosma a fost prezent aici la dilemele zilei, a făcut o serie de dezvăluiri după ce a fost la câteva cariere din județul Gorj. A spus ce i s-a întâmplat pe acolo, o să și vedem un material. A spus și cum a fost trădat de Ion Rușeț, cel cu care știm a început acum câțiva ani un drum împreună. Au fost împreună și la Cozia, unde s-ar fi întâmplat trădarea de care vorbea Miron Cosma. Ei bine, de data aceasta vorbim cu reprezentanții a două sindicate din cadrul complexului energetic Oltenia. Și salut pe domnii care au acceptat invitația noastră și sunt prezenți în această seară la dilemele zilei. Domnul Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Și domnul Dan Pârvulescu, președintele Sindicatului Liber al Carierei Peșteana. Bună seara. Și mulțumesc pentru invitație. Bună seara amândurora. Spuneți-mi, vă rog, dacă în ultimele zile, dumneavoastră, ca și lider de sindicat, v-ați mai împotmolit așa de problemele din teritoriu, pentru că știm, nu faceți parte din acea structură agreată de administrație, nu faceți parte din zona pe care administrația o susține în înființarea unui nou sindicat, sindicat în care este implicat domnul Rușeț, dar care am văzut că nu a reușit să își breveteze noua structură. De ce? Pentru că cei de la judecătorie au spus că a greșit actele juridice, dumnealui fiind paradoxal și jurist. Domnule Mitrescu? Doamnă, așa cum v-am relatat aici în data de 14, dacă nu mă înșel, ianuarie, când Rușeț cu 5 lideri de sindicat, fără să aducă la cunoștință federației, care cu 3 zile înainte a avut un congres, a avut un consiliu de conducere lărgit, acolo unde s-au luat anumite decizii, printre care ca să facem și un sindicat majoritar, dar nu era prioritar la momentul respectiv, pentru că prioritar, așa cum s-a votat în unanimitate acolo, toate sindicatele din, nu numai din CEO, dar și din toată țara, au și-au dat acordul prin unanimitate că prioritare sunt negocierile actului adițional la contractul colectiv de muncă, care prevede deblocarea celor pachete de performanță și pentru 2014 condițiile acestor pachete, inclusiv drepturile salariale, așa cum prevede un alt articol din contractul colectiv de muncă. Că așa s-a discutat, activul sindical ne-a dat sarcina asta să negociem drepturile oamenilor, că avem posibilitatea să negociem prin federație. Nu avem niciun impediment, suntem 92%, așa vorbeam acolo, din salariații din CEO, această federație, și puteam să impunem negocierea și chiar un contract colectiv de muncă. Și o să vă relatez un articol din legea dialogului social în care spune că la nivel de unitate, contractul colectiv de muncă va fi înregistrat fără semnătura tuturor părților, numai în cazul în care partea semnatară care reprezintă angajații acoperă mai mult de jumătate din totalul angajaților. Deci noi, dacă la nivel de federație acopeream 92%, noi toți liderii ăștia, noi, eu cu domnul Pârvulescu, cu domnul Golea, cu domnul de la Roșia și cu ceilalți 5, acopeream 92%. Deci puteam foarte clar să negociem drepturile salariaților. Nu ne împiedica nimic. După aia, planul 2, dacă vrem să creăm, exista toată vara la dispoziție, toamna, până când apăreau următoarele negocieri anuale, să formăm și acel sindicat democratic, așa cum trebuie înființat un sindicat, că știți de ce?
Problemele care le-a întâmpinat domnul Rușeț în zilele acestea cu înregistrarea sindicatului sunt probleme de legalitate. Nimeni nu zice dacă poate să înregistreze un sindicat majoritar să-l facă, dar să-l facă legal. Adică să nu avem sesizări de la membrii sindicatelor, celor cinci care au fuzionat, că nu i-a întrebat nimeni, că ei sunt luați din sindicatele lor care sunt în momentul de față, aceste sindicate afiliate la FNM, și duși la un alt sindicat, fără să-și dea acordul, și au zis, bine, să dizolvă sindicatele astea. Dar dacă se dizolvă, eu, de exemplu, nu vreau să mai fiu membru de sindicat. Rămâne membru. Care e problema dacă rămâne membru? Nu mă ia și mă transferă la sindicat, să mă întrebe și pe mine, să-mi iau o adeziune, un acord. Astea sunt problemele pe care le-am întâmpinat zilele acestea, mai exact ieri, când dumnealor, printr-o acești sindicat al juriștilor, că acolo sunt, cam așa se zice, că sunt juriști, Domnul Rușeț, este jurist și se mai spunea judecătorul, Ion judecătorul, mai e o nuneală procurorul, adică Nelu Roșca, care zicea că face acum, nu știu dacă vă puteți... Dacă îmi dați și mie voie un pic. Vă rog. Eu sunt mai vede decât colegul în mișcarea sindicală. Foarte mulți din actualii lideri de pe lângă domnul Rușeț sunt, fără să pun ghilimele, sunt foși valeți ai liderilor de la unitățile respective. Valeții, dacă nu puneți ghilimele, înseamnă că în sensul propriu al cuvântului. Păi cam așa erau. Îi serveau. Cam așa erau la foștii lideri, acum 10 ani sau când erau. Bun. Mai mult, fiind atâta timp cu ei, deci știu când au făcut, când erau la facultate, dar nu mi-aduc aminte când au terminat liceul. Bine, să știți că sunt și facultăți care acceptă persoane care nu și-au terminat încă liceul, dar cu condiția să termine liceul până la absolvirea facultății. Da. Aici nu ar fi un impediment. Da, corect, dacă reușesc să facă doi într-unul, e bine, înseamnă că au potențial oamenii. S-a văzut ieri. Da, ieri am văzut și eu m-am întrebat dacă nu cumva denumirea asta de Sindicatul Juriștilor nu este una pusă ironic, dată atribuită ironic acestei structuri, pentru că juriștii care formează sau conduc această structură, iată, nu au reușit să depună o documentație corectă, completă la judecătorie pentru a reuși să-și înregistreze forma de asociere. Ei bine, o să vedem în cele din urmă ce se va întâmpla. Eu vreau să vă întreb următorul lucru. Am văzut tot în această săptămână o declarație a managerului privat al CEO, domnul Ciurel dumnealui, cel din imagine, care spunea că va intra la negocieri cu un sindicat, cu sindicatul care va fi reprezentativ, adică cu sindicatul majoritar. Ori intră cu sindicatul reprezentativ, ori deloc. Asta înseamnă ce anume, din punctul dumneavoastră de vedere, că așteaptă înființarea sindicatului care deocamdată nu există, că nu există un sindicat. Și ce se întâmplă în cazul ăsta cu actele adiționale la contractele colective de muncă, la contractul colectiv de muncă, pentru că știm, ele ar fi trebuit deja negociate în prezent. Ați omis ceva vis-a-vis de sindicatul acela. Deci, domnul director general, dacă nu mă înșel, s-a exprimat în felul următor. Ori am sindicat, ori negociez cu reprezentanții salariaților. Deci trageți concluzia noastră. Deci ori am sindicat, ori negociez cu reprezentanții salariaților. Deci adică? se vede și în teritoriu că acest sindicat pe care îl conduce Ion Rușeț, adică pe care îl va conduce, pentru că deocamdată nu există sindicatul acela ca și persoană juridică, este, cred că, 80% rodul implicării administrației în crearea acestui sindicat. Asta s-a mai spus și s-a și văzut, pentru că am văzut și o anumită apropiere a domnului Rușeț de reprezentanții administrației CEO. Am văzut că domnul Rușeț are acces la
domnii manageri de la complexul Oltenia și am văzut că și dumnealor achiesează la ideile domnului Rușeț. De ce? Că nici nu a fost înființat acest sindicat și deja produce ceva pentru oameni. Asta spun ei acum. Da. Că au reușit să nu știu, să obțină de la administrație fără să existe de fapt, pentru că nu există ca și structură sindicală, legal vorbind, au reușit să obțină niște avantaje pentru oameni, pentru muncitori. Obțin niște dezavantaje și vă citesc. Vă dau citirea a două articole din contract, care sunt semnate și de colegii care sunt în tabăra SMEO. Dumneavoastră vă referiți la contractul colectiv de muncă în vigoare, în vigoare, pentru că contractul e în vigoare și anul ăsta. Deci e valabil până pe 19 februarie 2015. Vă citesc și o intervenție doar, da. Ca să se înțeleagă, că poate oamenii nu înțeleg. Deci contractul colectiv de muncă e valabil 2013-2014. Numai că sunt câteva clauze care se renegociază anual. În fiecare an. Da, doar două, trei clauze, respectiv pachetul de performanță și negocierea anuală a salarizării. Corelarea salarială. Da, sunt 3-4 articole care se renegociază anual. Despre acestea vorbeam noi când am zis că vrem să negociem pentru 2014. Și acum vreau să vă citesc. Și dumneavoastră să judecați ce negociază SMEO. Deci, citiți din contract aflat în vigoare. Vă citesc două articole și la care au participat inclusiv domnii pe care îi vedem acolo. Bineînțeles, nu? Și care spun că acum fac un nou sindicat. Sunt semnatari. Vă rog. Deci, două articole scurte. Articolul 139. Indemnizația de concediu și prima de vacanță se plătesc cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea plecării în concediu. Deci nu vorbește de contractul de plata fragmentară, de plata peste nu știu câte luni. Și e un articol iarăși foarte important, care din păcate toți uităm, nu noi, ceilalți uită de el. Articolul 224. Prezentul contract colectiv de muncă are caracter de lege între părți, iar executarea în tocmai a prevederilor sale este obligatorie pentru părțile semnatare. Deci în momentul în care o parte își permită să modifice unilateral acest contract, deci articole care vi le-am citit, iar niște așa zis sindicaliști vin și spun și acceptă o diminuare de drepturi sau o translatare de drepturi, acum judecați și dumneavoastră ce interese apără acei lideri de sindicat. Păi ce interese apără acești lideri de sindicat? Deci fraza celebră cu sindicatul meu. V-am mai spus. O reluați, vă rog. Da, bine. Deci, domnul Ciurel, repet, a zis, ori am sindicat, ori nu mai am. Deci, adică, înțelegeți? Ori am sindicatul pe care îl vreau, da, acum înțelegeți și noastră fraza, că fraza e clară. Vreau să fac o completare. Colegul meu, domnul Dan Prăvulescu, a citit ce scrie în contract. Dar nu a citit ce hotărâre a luat directoratul vis-a-vis de acest articol care l-a citit. Se cunoaște, probabil. Deci spune că cu 5 zile înainte de a pleca în concediu, fiecare salariat trebuie să-și primească și indemnizația de concediu și prima de vacanță, da? Și dumnealor, printr-o hotărâre unilaterală de directorat, așa cum v-a prezentat domnul Dan Prăvulescu mai anterior, că e o obligație între părți ce scrie acolo, da? Vine și spune, prima de vacanță în anul 2014 se acordă începând cu data de 1 iulie 2014. Deci oamenii au intrat, o parte din ei, că noi nu am cerut că domne să dea, cum s-a exprimat domnul Ciurel pe la televizor, că ia 3 zile de concediu și cer toată prima. Nu. În contract scrie că ia proporțional cu numărul de zile în care le efectuează de în concediu. Nu tot personalul CEO e în concediu în luna ianuarie 2014, că mai târziu a zis că n-a dat drumul la nimeni în concediu în ianuarie, dacă nu mă înșel. Și spune că începând cu 1 iulie 2014 repartizat în mod egal pe 6 luni. Deci ca să vedeți că aceasta este o decizie pe care a dat-o administrația CEO. Când anume? Când este datată? În 23 ianuarie. În 23 deci, ianuarie, managerii complexului energetic Oltenia dau această decizie care contravine contractului colectiv de muncă. Semnat de domnul director general. Din care ne-ați citit dumneavoastră și care este semnat tot de domnul Ciurel? Bineînțeles. Bine, domnul Ciurel era tot manager privat, poate era director atunci, general.
domnul Cerel, cred că și președintele era... de onoare al acestui sindicat, care încă nu s-a născut. Și, deci domnul Rușeț, eu i-am spus... Spuneți dumneavoastră că domnul Ciurel, managerul CEO, este președintele onorific al SMEO? Eu am spus altfel. Domnul Rușeț nu va fi capabil niciodată să strângă 9.000 de oameni într-un sindicat decât cu ajutorul administrației, dar asta prin o implicare grosolană cu, așa cum s-a întâmplat și cum a relatat colegul meu Dan Pârvulescu de mai multe ori în mass media, administrația directorilor, șefilor de sectoare, șefilor de cariere. Deci numai așa domnul Rușeț ar putea să conducă un sindicat majoritar, dacă să-l creeze, nu. Pentru că știm foarte bine ce popularitate are în zona asta domnul Rușeț. A fost dat în alegerile ca senator. El niciodată n-a fost, domnul Rușeț, ales pe vot universal, liber exprimat în sindicate. Niciodată. El a fost numit în niște conferințe sau în, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, când 5 lideri au zis: domne, ăsta e liderul care reprezintă 9.800 de oameni. Și este, vedeți, e și ironic, e și ridicol pe toate posturile președintele Ion Rușeț, președintele Sindicatului Minerii Energia Oltenia. Păi Ion Rușeț nu e nici viitor președinte, nici sindicatul, poate viitorul sindicat care nu s-a născut. E ceva penibil, mi se pare, să spui că Ion Rușeț a fost chemat și a negociat primă de vacanță cu cei 5. Unul din 3 s-a dat de col. Am fost să ne recunoaștem. Păi nu v-ați cunoscut până acum că sunteți aceiași lideri. Să se cunoască. Să se cunoască. Păi până acum nu v-ați cunoscut că sunteți aceiași lideri care ați fost acum o lună. Dar este, ar fi corect, ar fi legal ca reprezentanții acestui sindicat, care spuneam deocamdată nu este înființat legal, să meargă să negocieze cu administrația CEO? Deci în momentul de față nu. Ca să meargă să negocieze, în primul rând ar trebui să fie recunoscut ca sindicat. În momentul acela, dacă administratorul dorește, poate să încheie acorduri cu dumnealor. Fiind sindicatul creat cu ajutorul administrației, posibil că vor crea acorduri. Dar ca să renegocieze clauze din contract, vor trebui să-și ia reprezentativitatea, care se ia destul de greu, nu se ia așa ușor. Exact cum spunea și colegul Mitrescu. Deci ar trebui fiecare membru de sindicat de acolo să adere la sindicatul respectiv printr-o adeziune clară, acele adeziuni să fie, cum să zic, inventariete, făcute o declarație notarială. Dar spuneți-mi, altfel nu pot. Domnul Rușeț, în momentul de față, merge să negocieze ceva pentru mineri și energeticieni cu administrația CEO? Nu, domnul Rușeț în momentul de față nu are nicio calitate. Și-a dat demisia. Și dacă ar merge la negocieri, nu ar fi, nu ar fi ceva legal. Chiar o infracțiune? Este, e ca și cum cineva din, oricine din minerit și energie ar spune că, uitați, eu pun bazele unui sindicat care o să fie majoritar și vin să negociez cu voi, șefii ai CEO. Este o imixiune clară pe față în mișcarea sindicală a administrației. Care este o infracțiune. Asta se deja nu mai există perdea. Ei nu mai lucrează cu perdea ascuns. E pe față. Au fost făcute sesizări și de noi, de fenomen, dar nu de acum, de câteva luni înainte. Văd că niciun organ al statului nu intervine în acest proces în această imexiune grosolană, dovedită pe față. Păi vă aduceți aminte când în decembrie eu cu Pârvulescu am convocat... am luat hotărârile de a picheta prefectura și CEO pentru acea primă de Crăciun, care exista tot conform unui articol din contractul colectiv de muncă, economie la fondul de salarii. Exista. Și atunci a ieșit Ciurel și a spus că nu mai vrea să discute, să mai aibă
că-și alege liderii de sindicat. Deci, da, trebuie să spun, colegii mei din emisie au încercat să ia legătura cu domnul Rușeț, nu a dorit să intervină, pentru că, spune dumnealui, ar fi vrut să fie anunțat dinainte de acest lucru. Vă anunțăm acum, dinainte, domnule Rușeț, și interveniți mai spre finalul emisiunii, ca să vă pregătiți până atunci. Dacă îmi permiteți, vis-a-vis de domnul Rușeț. Domnul Rușeț este un actor foarte bun. L-a urmărit și aseară. Dar îi dau un sfat, chiar dacă sunt mai tânăr un piculeț decât dânsul. Să știți că actoria asta care dânsul a dobândit-o în viața politică nu ține atât de mult în viața sindicală. Deci poți să prostești oamenii o zi, două, dar după aia, în momentul în care oamenii își dau seama de realitatea în care sunt băgați de liderii ăștia actori, reacționează. Și v-am spus chestia cu prima de vacanță. Deci au fost foarte frumos, vorba aia, și denumirea SMEO. Adică oamenii știau că prima de vacanță ar fi trebuit sunt salariați care au primit prima de vacanță. Și pe baza înțelegerii lui domnul Rușeț cu domnul director general, o să le se rețină banii. Și o să li se dea banii probabil în iulie, în august, când va dori domnul Rușeț. Credeți că se vor face rețineri? Deci dacă se respectă hotărârile de directora, da. Deci o hotărâre de directorat ilegală, clar ilegală, da, peste legi. O recunosc chiar din stafful lor. Dumneavoastră spuneți că este ilegală pentru că nu s-a negociat cu nimeni. Nu. Păi v-am spus cum. Știți de ce este ilegală? Pentru că contractul colectiv de muncă e legea părților. Trebuie, da, ai obligativitatea să-l respecti. Dacă acolo am stabilit ceva și tu, unilateral, după ce ai semnat cu mine și spui că ai obligație și legea ne consacră un rol important acestor contracte, fiind legea părților, dacă am stabilit ceva, tu vii mâine și iau eu o hotărâre cam discreționară și fac altceva. Nu vă mai dau așa cum am convenit cu voi cu 5 zile înainte, vă dau din iulie sau din august. E deja o încălcare acestui contract, mai departe rezultă că e o încălcare a legii părților, e încălcare de lege. E, până la urmă, deci un abuz. Ce vreau să vă spun, domnul Rușeț acum nu mai are nicio calitate. Dumnealui a fost prim vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie. Calitate sindicală. Care, în urma protestelor pe care le-a avut la Petroșan, la Consiliul de Conducere al Federației, a fost nevoit să-și dea demisia pentru acuzele care i s-au adus de delegații sindicali, alții decât noi, liderii de mari sindicate. El a fost luat într-o... a fost luat în primul rând, domnul, clarifică situația, ești consilierul directorului general pe probleme cu comunitatea și sindicatele. Deci dumneata ești tu generalul nostru, prim, de rang înalt, numărul 2 în federație, ești de fapt consilierul adversarului nostru, în mod direct. Precizează-ți poziția pentru că ieșirile dumneavoastră publice și tot ce ai făcut în anul 2013 când s-au pierdut nenumărate drepturi. Aseară l-am auzit că n-a fost președinte comisiei de... Dar cine a fost președinte comisiei paritare în 2013? A trebuit să răspundă Rușeț acum când vă dă telefon, da? Să spună... Domnul Rușeț nu o să ne dea niciodată telefon. Păi nu îndrăznește să dea telefon. Nu răspunde la telefon în mod normal, pentru că noi tot încercăm să luăm legătura cu dumnealui atunci când se fac știri despre sindicate sau despre acțiunile dumnealui. Este normal să-i cerem un punct de vedere, însă când din greșeală răspunde la telefon și află cine îl sună, închide. Da. Ce vreau să vă spun vis-a-vis de acest aspect, dumnealui nu negociază cu Ciurel. N-are nicio calitate sindicală, doi, e consilier. În momentul de față nu are nicio calitate sindicală. Păi, hai să ne gândim, e demisionat de acolo, da? A fost demisionat, s-a înregistrat demisia. S-a înregistrat sindicatul Mine Energie Oltenia ca să fie el președintele lui? Nu este înregistrat. Nu este, doar da, deci nu are. Am văzut, deci el nu este, el este ieri s-a dat clandestin, un termen, adică s-a amânat pentru încă o săptămână, pentru că dumnealor s-a încurcat în hârțogăraie. O să vă spun și o să reveni și asupra acelui subiect. Dar, în momentul de față, domnul Rușeț se duce să ia la cunoștință abuzurile pe care le săvârșește administrația privind contractul colectiv de muncă și spune... Să ia și la cunoștință de unde anume? De la domnul director general, că spuneați mai devreme că s-au dus și au negociat prima de vacanță. Dumneavoastră mi-ați spus. În zilele astea cu cei de s-au recunoscut ei pe acolo, că nu se cunoșteau până atunci. Da? S-au dus pe acolo, pe la CEO.
Și au ieșit pe posturi că prima de vacanță se dă 15 milioane acum, 15, adică confirmă abuzul făcut de domnul director Ciurel. Nu confirmă, îl întărește. Îl întărește. Dar ei, de fapt, n-au negociat, au luat la cunoștință de abuzul săvârșit de administrație prin hotărârea dată de directorat cu încălcarea contractului. Și vin și îl spun că, domnule, știți, am deblocat noi, că o să dăm 15 milioane și a ieșit Ciurel la a doua seară la televizor și a zis că dă 10. Dar eu vreau să-mi spuneți un lucru. În momentul de față, neexistând un sindicat majoritar, un sindicat reprezentativ, pentru că spuneam cel care se consideră reprezentativ, sindicatul care se consideră reprezentativ, nu există legal, pentru că nu a fost legal înființat, legal constituit. Cine ar trebui să meargă să discute cu reprezentanții administrației? Cine ar trebui să negocieze? Pentru că, spuneam, este o perioadă în care trebuie luate niște hotărâri. Legea este foarte clară. Deci în momentul în care nu ai sindicat reprezentativ la nivel de unitate și ai sindicate care sunt afiliate la federații reprezentative la nivel de sector de activitate, acele federații negociază. Exact cum s-a întâmplat și la contractul acesta. Deci și actul adițional la contractul colectiv de muncă pe anul în curs ar trebui negociat de către federațiile care sunt reprezentative. Și care ar fi acestea? Deci, Federația Senatare, Federația Națională Mine Energie, Federația Univers, Federația, bine, Sindicatul Național Petrom, Federația Energetică. Deci sunt patru federații reprezentative care au semnat acest contract. Și reprezentanții acestor să structuri... Să mai fac o completare, scuzați-mă. Vă rog. Deci, ținând cont de vălmășeala care s-a creat acum cu crearea acestui nou sindicat, există salariați, dacă sindicatele acelea s-au dizolvat, n-am cunoștință dacă s-au dizolvat sau nu, acei salariați, membrii de sindicat până mai ieri, sunt simpli salariați, nemembri de sindicat. Iar dacă sunt nemembri de sindicat, ar trebui să se facă alegeri la reprezentanții salariaților și ei, alături de federațiile acestea patru, să participe la negocieri. Dar, repet, legea, atâta timp cât există sindicate în federații reprezentative, le pune la masă alături cu reprezentanții salariaților. Pentru că se folosește zilele astea de următorul aspect. Aspectul de număr de membri al USMEO, care nu există ca și sindicat. Se spune, sunt 14.000. Dacă ei sunt 14.000, ipotetic, că nu are nimeni dovezile, dacă sunt 14.000, implicit, federațiile acestea nu mai reprezintă 50% din numărul de salariați. De acord, dar trebuie să demonstreze. Dar chiar dacă ar reprezenta 50% din numărul de salariați, administrația e obligată să cheme federațiile la masa negocierilor împreună cu reprezentanții acelor salariați. Deci asta e legea, repet, legea e foarte clară. Dumneavoastră, dar se tergiversează pentru a se crea acel sindicat agreat de administrație. Dar există un termen limită până la care să se înceapă negocieri? Da, termenul limită este peste 5 zile. Chiar domnul director Laurențiu Ciurel, cu câteva serii în urmă la un post concurent dumneavoastră, mai precis miercuri sau marți seara, a spus că mai sunt 8 zile până când, dacă reușesc să facă un sindicat până atunci, negociez, dacă nu, nu negociez. Deci, până săptămâna viitoare, ar trebui să declanșeze negocierile la contractul colectiv de muncă, la actul adițional de la contractul colectiv de muncă. Și ca o completare vis-a-vis de ce a spunea colegul meu, deci dumnealor, nici ieri când au încercat să formeze acel sindicat în instanță, procedând la căi legale, la căi nelegale, n-au dovedit acolo, prin acele căi, decât că au 7.700 de oameni. Din 19.000, spuneți-mi, 7.700 de oameni. Din 19.000 înseamnă 50% plus 1? Nu. Acum nu știu ce calcule... Păi, calculele pe care le-au adus... Știi ce înseamnă? Din 19.000 de oameni, 50% ar însemna vreo 9.500
de oameni, plus 1, 9500 din 19.000, da? Eu vreau să vă întreb, în cazul în care, după cele 5 zile pe care le mai au la dispoziție reprezentanții administrației pentru a chema pe cineva la negocieri, perioada în care nu o să se înființeze acest nou sindicat, pentru că am văzut instanța a amânat luarea unei decizii. Ce se va întâmpla? Noi sperăm, ca și federație, ca organele statului să-și facă datoria. Organele statului însemnând ce anume? Cine anume? Plecând de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru că s-au făcut nenumărate... Dumneavoastră ați sesizat ITM-ul. Bineînțeles, de foarte multe ori cu nerespectarea contractului, pentru că, încă o dată, repet, acest contract de lege între părți. A verificat, au venit și n-au venit. Atunci când au venit, au lăsat măsuri de astea ambigue. Dau exemplu în luna mai, dacă nu mă înșel, atunci când s-au făcut negocieri pe anumite categorie de salariați, fără să fie negociat cu noi, cu sindicatele. Și bineînțeles că le-a lăsat măsură să intre în legalitate în 2 luni și în 2 luni știm tot ce s-a întâmplat. Au supus bieți oameni la presiuni și au semnat toți contractele individuale. Mai puțin, nu știu, vreo 20 de oameni au semnat. Presiuni, să știți că de presiuni a vorbit aici la Dilemele Zilei și Miron Cozma, care a fost invitat în urmă cu câteva zile, adică la începutul săptămânii trecut, acesteia luni, mai exact. Eu aș vrea să-i rog pe colegii mei să ruleze materialul, pentru că a spus lucruri foarte interesante domnul Miron Cozma. L-a acuzat pe domnul Rușeț că l-a trădat și a spus că în periplul dumnealui prin carierele din cadrul Complexului Energetic Oltenia a stat de vorbă cu oamenii care erau cam traumatizați. De ce? Pentru că asupra lor se făceau presiuni din partea administrației prin intermediul celor care vor să înființeze noul sindicat. Cam asta a spus Miron Cozma aici la Dilemele Zilei. Haideți să vedem materialul. Miron Cozma a fost duminică și luni în mai multe unități miniere din cadrul Complexului Energetic Oltenia, unde a stat de vorbă cu ortacii. Fostul lider a intrat în lupta pentru reprezentativitate, pentru care se bate și fostul senator PDL Ion Rușeț. Acuzat că este susținut de directorul CEO, Rușeț a fost criticat și de Cozma. Știți de ce m-ați luat mătăsat? Tocmai așteptând că Rușeț va veni acolo să lămurim problemele împreună cu oamenii. De ce n-a venit? Pentru că Rușeț, repet, este unealta unui sistem politic. O spun cu toată responsabilitatea. Ce a făcut el în calitatea de senator pentru mine? Ce a făcut în calitatea de lider dacă s-a ajuns într-o asemenea situație? Ce a făcut acum? Repet, când noi s-a prezentat dezastrul financiar care s-a produs, domnule, este incredibil să stai, să asiști, nu ca lider, ca om, la asemenea aberații. Miron Cozma susține că angajații din CEO sunt amenințați de șefi pentru a se înscrie în noul sindicat format de Ion Rușeț. Vreau să știți că azi la Mătăsar le-a oprit apa. Apa caldă, la schimb unu, ca să se întâlnească cu mine. E posibil și m-am dus la ei în pielea goală, că erau acolo, în baie, m-am dus peste ei. Păi eu sunt mineri, mi-e frică să mă duc să discut cu mineri în pielea goală, care-i prea, dacă ei să discut. Pardon? Pardon? Păi astea sunt, păi pe vremea mea, eu l-am schimbat întrebații pe directorul Regiei Naționale a Huilei, pe Bocan, că trăiește. L-am schimbat, știți de ce? Pentru că a luat 2 lei din salariile minerilor. Și am zis, minerii mei nu te-au ales, înțeles, să le iei banii. Minerii mei te-au ales să le dai bani, nu să le iei bani. Miron Cozma a mărturisit în emisiunea Dilemele Zilei că Ion Rușeț l-a trădat în timpul ultimei mineriade. Mă așteptam ca individul care stătea pe sub... Pe vremea când a mers o primată la Mătăsar, de-abia l-am scos de pe sub birouri pe acolo, cât era de mare. Și l-am promovat, care m-a trădat pe mine, s-a pozat la Cozia. Uitați-vă să-l vedeți acolo, la Cozia. S-a băgat cu mine acolo, cu Radu Vasile. Să-l vadă minerii. Înțelegeți, în poză. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului vrea să obțină reprezentativitate pentru a negocia cu administrația CEO actele adiționale la contractul colectiv de muncă. Da, vrea și Miron Cozma reprezentativitate, și el ar vrea să intre în această dispută, vrea să intre la negocieri cu administrația din CEO, dar într-adevăr a subliniat ceea ce spuneați dumneavoastră ceva mai devreme, și anume că sunt presiuni asupra angajaților din cadrul CEO și că oamenii mai de voie, mai de nevoie
acceptă să se înscrie în noul sindicat. Vreau să fac o mică introducere a acestei. Eu pe Miron Cosma nu-l cunosc, n-am lucrat ca lider, fiind în mișcare. Eu sunt din 2007 în mișcarea sindicală, deci de vreo 7 ani, da? 6-7 ani. Domnul Ușeț, am văzut că pe unele posturi de televiziune a spus că Mitrescu, Pârvulescu, Condescu l-au adus pe Cosma aici, ceea ce este total neadevărat. Și spunea dumnealui că noi l-am adus și așa mai. Ce spune Cosma că a fost trădat, eu sunt ferm convins că acest Ușeț, dar nu numai după spusele lui, că chiar el mi-a spus că în fiecare seară sau trebuia să-l toarne printr-o notă informativă pe Miron Cosma, că altfel ar fi intrat și el Nu cred că este așa, pentru că în cazul ăsta ar fi apărut acele norme, note informative, pentru că ele rămân scrise, bănuiesc. Sunt scrise și cred, cel puțin așa spune domnul Ușeț. Și doi... Domnul Ușeț sau domnul Cosma? Nu, domnul Ușeț a spus într-o întâlnire privată cu noi mai puțin, a spus că a trebuit să dezvăluie ceva ca să scape. Și chiar mi-aduc aminte când trebuia să facem o grevă cu Avasul, când Complexul Energetic Rovinar și Turceni trebuia să... Să-l toarne cui? La patronate, în ghilimele, la autoritățile de atunci care... Eu nu spun, Cosma a făcut și lucruri rele în 90-91, da, să duci mie... Ar fi foarte important de aflat și punctul de vedere al domnului Rușeț. Păi de asta, să intre în direct. Dacă ar dori dumnealui să prin telefon și îi rog pe colegii mei să încerce din nou să ia legătura cu dumnealui. Da. Asta e una. Doi, știu ce ne-a făcut nouă în anul 2013, mai precis a doua jumătate a anului 2013, când... La federație aveam o anumită strategie, luam anumite hotărâri în birou executiv alături de domnul Pârvulescu și domnul Rușeț trimitea hârtii către directoratul Complexului Energetic Oltenia cu alte solicitări pe care în numele nostru găseam câte o... Există aceste solicitări la Complexul Energetic Oltenia? Da, le-a prezentat domnul... chiar într-o emisiune, și există la noi, când solicită către noi, fără a lua o hotărâre împreună cu noi, care să avantajeze într-un fel administrația. De exemplu, când am intrat pe prima de vacanță cu acele acțiuni în justiție. Da, trebuie să spun că domnul Rușeț nu dorește să intre... Nici nu îndrăznește, vă spun, să intre că... cu noi. Noi am fi vrut să vedem și punctul de vedere al dumnealui, pentru că s-au făcut niște acuze și așa este normal să-i cerem un punct de vedere. Dar dumnealui hotărăște dacă vrea sau nu să vorbească. Ce doriți să vă spună? Că să ne spună adevărul din punctul dumnealui de vedere. Păi toată lumea știe ce a făcut. Legislația muncii din prezent îi se datorează și lui Ion Rușeț. Să nu uităm chestiunea asta, că știm toți. Spunea aseară că în momentul de față trebuie să avem grijă de locurile de muncă, că există grupuri transpartinice care fac și desfac. Dar de asemenea spunea că el a făcut parte din polul de putere. Păi eu vă spun că Rușeț a făcut parte din polul de putere până în decembrie 2012. A fost senator. Da, a fost senator, a fost președinte al Partidului Democrat Liberal Gorj, în perioada în care PDL-ul era la guvernare. Să nu uităm că în acea perioadă cred că au fost puse în funcțiune peste capacități de producție a energiei verzi undeva peste 2000 de megawați. Deci, eu nu înțeleg cum are tupeu să mai spună chestiunea asta. Și atunci nu ați auzit comentând așa ceva. Sau a fost trimis în Parlament să apere cel puțin. Dom'le, dacă ești într-un anumit partid care ia o decizie, contrar celor care te-au trimis în Parlament, poți... Și te-ar înțelege și acea formațiune să te abții sau să te retragi. Atunci când se taie salarii și ești folosit un lider de sindicat, nu poți măcar să te abții. Spui, domnule, și ar fi înțeles și staful de partid care e un EPR-ul cu PDL-ul sau... Sau când au fost legile privind legislația muncii, codul dialogului social și codul muncii, care sunt total favorabile patronatelor și nu angajaților, nu mai sunt apărați prin legislația muncii, atunci și noi îi trimiteam, îi atrăgeam atenția cu puncte de vedere. Domnul lui zicea că sunt foarte bune,
Așa cum știți că mi s-a părut ironic că a fost într-o ședință a PD-ului de aici, de la Gorj, și a început să acuze PD-ul că nu s-a implicat cu certificatele în 2011. Și că după o zi, domnul Blaga, sau cine era președinte, a dus cu probe că el a fost unul din cei care era chiar inițiator și vota la două mâini. Să nu uităm un amănunt foarte important. La timpul respectiv, Senatul avea o fragilitate, deci puterea din Senat avea o fragilitate destul de mică, dacă nu mă înșel, era vorba de un vot. Și tot se discuta în presa de atunci de pendularea lui Ion Rușeț între. Între PSD și da, PDL. Se luăm aminte. După ce a primit funcția de președinte PDL Gorj, n-a mai pendulat și a rămas puterea stabilă în Senat. Și după aceea au apărut aceste legi în domeniul muncii. Da. Bine, o să vedem cum o să negocieze Ion Rușeț, dar după ce o să-și constituie legal sindicatul. Până atunci, ce se întâmplă cu oamenii care sunt angajați ai Complexului Energetic Oltenia și pentru care trebuie să se negocieze ceva? Pentru că, iată, a trecut luna ianuarie, trece imediat și februarie. Deci, de luni, deci mâine noi avem un Consiliu de Conducere lărgit al Federației, la Motru. Deciziile le vom lua mâine. Am înștiințat prefectura printr-o adresă să cheme Comisia de Dialog Social la nivelul prefecturii să deblocheze. Urmează al doilea pas, care este protestele. Vă spun clar că deja hotărârea s-a luat în Consiliul de Conducere al Federației la București. Urmează să o validăm în Consiliul lărgit. Dacă săptămâna viitoare nu se încep negocierile, acesta este demersul nostru legal, dar legal. Nu facem ilegalități. Faptul că nu există și nu s-a înființat acel sindicat și dacă vă duceți el prin cererea de chemare în judecată de ieri, care au vrut el să-l înființeze, au fost 9 sau 11 lideri care în total totalizau 7700 de salariați, dar salariați ai vechilor sindicate. De aici, de ce credeți dumneavoastră că nu le-a acceptat înființarea acestui sindicat prin fuziune? Pentru că sindicatele au o lege specială în care spune că e dreptul fiecărui individ să adere la o structură sindicală de tip sindicat. Nu pot eu cu membrii mei și Dan Pârvurescu cu membrii lui să formăm un sindicat de 3.000 de oameni, cam atâți avem noi, da? Nu putem până nu vedem dacă ei sunt de acord. S-ar putea ca eu, ca sindicat Energia Rovinari, care am 2.000 de membri, să zicem, 1.800, nu contează asta, când mă unesc cu Prăvulescu, să mai rămân cu 500, exact ca în politică, cu voturile. Știți că dacă zice ne mă unesc cu tare, cu tare, o să avem atâtea voturi. Nu, s-a întâmplat să fie invers, așa e și la sindicate. Pentru că oamenii s-au prins de jocul duplicitar și de murdar care se întâmplă zilele astea, se întâmplă de pe data de 11 ianuarie, când aceste sindicate vor să stopeze negocierea contractului cu... Dumneavoastră ați depus și o contestație ieri. Am depus și o contestație, am făcut și astăzi un comunicat și cred că v-a fost trimis și dumneavoastră. Da, avem și noi comunicat. Mai facem încă o dată apel. Ați văzut că facem apel la ei, că ei nu sunt destructurați, ei... Rușeț nu mai are nicio... Rușețe nimeni azi în sindicate. În momentul de față e zero. El a fost demis prin demisia care și-a pus-o la presiunea delegaților. În schimb, celelalte sindicate există. Sindicatul din Jilt, sindicatul din Motru, cele două sindicate din Motru, sindicatul de la Turceni. Ele există, au președință, au personalitate juridică și noi facem apel că dacă mai urmăresc altceva decât dreptul de a-l face pe Rușeț cu sindicat, și dacă urmăresc drepturile salariaților, să vină de luni cu noi la negocieri, că îi acceptăm în sală, numai să ne dea mandatul, că tot ei negociază, că asta e paradoxul. Ei vin și spun la oameni prin carieră, facem un sindicat ca să putem negocia. Păi ce, acum nu puteți? Ia să se iau oamenii după ei. Ce, nu puteți să negociați? Ia fugiți voi la negociere, voi liderii, lăsați-l pe Rușeț, nu-i mai faceți voi jocul lui Rușeț ca să-și facă el un salariu mai bun, cum scrie presa locală. Lăsați, ia duceți-vă voi că aveți loc acolo la negocieri și negociați cu ceilalți patru lideri. Că în total sunteți 92% și puteți să ne negociați drepturile. Noi de asta am făcut apel la ei în al 12-lea ceas să vină să negocieze drepturile salariaților pe care îi reprezintă.
Da. Deci da. Să înțelegem că se poate negocia și în momentul de față, chiar dacă nu există un sindicat reprezentativ sau majoritar, dar lucrurile sunt blocate undeva la nivel de administrație? Nu, eu sunt curios vis-a-vis de colegii care doresc înființarea sindicatului Mine Energie Oltenia. Ce reacție au avut membrii lor de sindicat când li s-a transmis chestiunea aceea cu prima de vacanță? Pentru că oamenii știu clar, au semnat un contract individual de muncă, acte adiționale, prin care se spune clar cât se ia prima de vacanță și cum se ia. Cum le-au explicat la membrii de sindicat că ei au fost de acord cu ceea ce le-a propus Rușeț, aceea de a primi o parte din primă și restul nu știu când? Dar sunt foarte curios. Nu că au fost de acord cu ce a spus Rușeț. Asta cum s-ar putea traduce? Nu au fost de acord cu ceea ce a spus Rușeț. Rușeț a luat la cunoștință abuzul administrației și a vrut să-l îmbrace într-o formă legală, fără vreo calitate de lider de sindicat. În calitate de consilier al directorului general pe comunicare. Da, dar consilierul juridic nu poate negocia cu șeful lui, tot pe linia administrativă, păi stați puțin, dacă vă aduceți aminte, sindicaliști sau pentru sindicate. Cred că dumneavoastră ați fost când a ieșit șifonat Rușeț de la Consiliul de Conducere al Federației și a spus că și-a dat demisia. Și el a întrebat, de ce v-ați dat demisia? Știți cu ce argumentul care l-a adus atunci? Dom'le, am o problemă de moralitate, de incompatibilitate, faptul că, deci pe 11, că sunt și consilierul directorului pe probleme de cu comunitatea și sindicatele. Deci am o problemă de morală, de compatibilitate este morală. Încă. Este dar încă, pentru încă că vă dau un exemplu ieri. Eu, bineînțeles că nu sunt ca și colegii din partea cealaltă, trebuie pe perioada să-mi iau concediu de odihnă ca să fac activitatea sindicală. Și ieri, după ce am o discuție cu colegii din zona Oltenia a Federației Naționale Mine Energie, am mers să mă întâlnesc cu niște salariați de-ai mei și am trecut pe lângă sediu CEO, la 3 fără un sfert. Și la 3 fără un sfert, domnul Rușeț intra în sediu CEO. Acum, ori intra să semneze condica, că știți, chiar a fost la judecătură, a avut delegație de la domnul director general Ciurel, ori a intrat ca să dea raportul asupra realizării mărețe făcute ieri. Da, este interesant dacă domnul Rușeț în această perioadă este remunerat de la CEO, pentru că este angajat al CEO, dar iată, face o muncă asiduă sindicală, sau dacă într-adevăr este și dumnealui în concediu, pentru că poate fi în concediu. Dacă deci este în concediu, ce mai caută la CEO atunci? Probabil dacă că... spuneți dumneavoastră că l-ați deci... văzut într-adevăr... Dar ceva interesant care n-am văzut presa, că nu a speculat. Știți când a fost pe la Insuliță acel congres al sindicatului inexistent? Că nu putem să spunem că există un fel de manipulare prin presă, că există sindicatul. Oamenii nu prea cunosc legislația și a întrebat cineva autocarele de la care pe, la ora 10 erau câte 11 autocare pe Insuliță în timpul programului, cu salariați în timpul programului duși acolo. Cum au fost acei salariați? Păi, poate se sesizează domnii de la Complexul Energetic Oltenia, cu siguranță nu știau de lucrul acesta. Nu cred că știau că niște mașini ale sau plătite din banii unității duc oameni la o activitate deci, sindicală. Deci știți de ce a fost curios? A fost ce curios am? Pentru că de peste 10 ani, întâlnirile astea la nivel de congres, deci se făceau cum se venea fiecare cu ce putea. Deci nu treia să îi adui grămadă în ceva ca să vină. Deci aici sunt două chestiuni. Ori i-au adus ca să vină, ca să aibă aia 500 și de... 560, că m-au declarat. De delegați, ori... reprezentanții. Ori altceva. Mai grav că unii delegați spune că au luat și un milion. Interesant că acea acțiune s-a desfășurat în timpul programului. Dar la un local considerat de unul scump. Și noi facem ședința de mâine tot în timpul programului, sâmbătă, când suntem liberi. Trageți concluzia. O să vedem ce se va întâmpla. Nu mai avem timp, din păcate, în această seară. Eu vă mulțumesc foarte mult și așteptăm săptămâna viitoare și să vedem cum vor decurge lucrurile în CEO, în ceea ce privește sindicatele și negocierile care ar trebui să înceapă. Dumneavoastră, asta este ultima întrebare. Aveți de gând, în cazul în care nu veți fi primiți la negocieri sau cineva dintre sindicaliștii
acelor patru structuri sindicale pe care le-ați enumerat dumneavoastră ceva mai devreme și care spuneați pot merge la negocieri, nu vor fi chemați. Aveți de gând să faceți demersuri, eu știu, să-i acționați în instanță sau că ITM-ul l-ați sesizat, spuneați, dar nu s-a făcut mai nimic. Deci am făcut și vom face demersuri legale. Pentru că inclusiv acțiunile sindicale, gen pichetare, miting, marș, sunt permise de lege și le vom face. Da, și spunea domnul Mitrescu, asta va fi ultima formă legală, extremă, deci, de ieșire în stradă. Da. Dacă salariații sunt mulțumiți cu ceea ce există acum, cu potențiala tăiere de drepturi care se preconizează, pentru că încă o dată, vedeți, deci s-a făcut primul pas în direcția asta și vom sta singuri în stradă, cum cred domnii de la administrație, atunci asta va fi viitorul salariaților. Dar eu nu cred chestiunea asta. Nu cred că salariații sunt de acord cu tăierea în continuare a drepturilor sale. Da, o să vedem, spuneam săptămâna viitoare ce se întâmplă în acest domeniu și este foarte interesant. Se anunță așa o perioadă agitată sau din nou agitată. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră în această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem luni, dar rămâneți pe Tele3. Urmează o emisiune frumoasă, moderată de colegul nostru, o emisiune de muzică populară și cu siguranță nu veți regreta.